Undeva, în Afganistan, o fetiță voia să descopere lumea, crezând că soarele strălucește la fel pentru toți oamenii. A trezit-o însă imediat un cuvânt ce suna ca o condamnare. Haram. Ești o haram. Să ții minte asta și să nu faci prea multe speranțe. Destinul tău nu va fi fix. Ești un copil nelegitim și un bărbat va avea întotdeauna dreptate. Ai înțeles? De câte ori va agresi, va da vina pe tine. M-am gândit și știu ce e cadou aș vrea deja mea, că tot îmi pune 16 ani. Ce ai vrea? Păi aș vrea să mă duc la cinematograful tău, să văd ce eu pe popșa din lemn. Mai vedem. Mama ta a murit, aici nu poți rămâne. Iată-și viitor. Plecați la Kabul într-o oră. Nu vreau. Așa trebuie. Hai, dragul, să te mai departe, că nu merg la rău, ci la bine. Ce o va aștepta? Soare? Întuneric? Trebuie. Hai la mine, soția mea, chiar astăzi dacă vrei. Ce-a fost asta? O explozie? Ar fi mai bine să plecăm din Kabul. Nu pot să-mi părăsesc familia. Eu chiar trebuie să plec. Voi veni după tine curând. Ce este dacă ai zis la doua copii? Mă care stai cu vorba, n-ai mai stat singură pe scurie. Părinte, nu mai ai, fratea cu ei de mine. Eu nu vreau pe fetișcana asta în casa noastră. Nu contează ce vrei, dar înțeles? O să vezi că nu o să dureze mult Maria Angela asta, nu o să fii tu stăpâna în casă și eu o să fiu slugă asta. Nici nu vreau asta, de fapt nu vreau nimic. Cum vreau? Păi mai bine. Da, zis ce faci. Doar. Ce mai ce faci? La fel, s-a jucat la mult ceva. Avem doi copii acum, nu mai pot întreține atât de acord. Trebuie să o chem pe aia la orfelinat. Nu vreau! Așa am zis, trebuie! Și în plus, cine era bărbatul acela care a venit în casa mea? Despre ce vorba vorbim? Știți despre ce vorbim? Ei, la cum face! Nu te amesteca! Vrei să o case și tu? Lasă-o, am zis! Nu! Lasă-o! Așa trebuie! Să scămăm o dată de chinul ăsta! O să plecăm, o să vezi, o să fie bine. El nu a uitat-o pe mine. Tatăl nu uită copilul niciodată, chiar dacă a fost prea laș. Măcar pot să fac ceva cu banii lăsați de el. Vreau să fac ceva pentru orașul meu, să-i dau puțină speranță, să iasă soarele după tunericul adus de război. Cetatea asta încă mai are ceva de spus. Iată, cetatea celor 1000 de soli. Frate, mai ai părintea pe lume? Am deja pierdut. Am atunci, că mi-e rău. Bine, ok.